avem încă o parte de validare internă în alianță pentru candidații pe care îi propunem. Avem încheiat și parteneriatul local între cele două partide. Impuse de la nivel național. În data de 5 martie listele vor fi încheiate și vor fi publice. Atunci vom avea probabil altă conferință de presă în data următoare. În momentul de față, listele sunt în curs de definitivare. Listele la nivel de localități și de județ. În momentul de față așteptăm, urmează validările de la fiecare partid în parte, urmând ca rezultatele să fie din nou așezate în niște liste pe criterii de competență și pe a alege ce este cel mai performant și cu care să obținem practic voturile buzoienilor. Am înțeles că nu mi-a avut o campanie, dar în cuvântul ăsta, împărțirea. Cui revine candidatura la primăria Buzău? Cui revine candidatura la Consiliul Județean? Candidatul pentru președinția Consiliului Județean va fi din partea USR Buzău. Candidatul pentru primăria municipiului Buzău va fi din partea Plus Buzău. Vrem cu sărat? Anunțăm săptămâna viitoare. Discuțiile au fost încheiate acum două zile și am avut un acord fair și final de a așeza pe poziții pe liste membrii de la fiecare dintre partide. Buzăul, pe listele din municipiu, primele două poziții sunt de la USR. Poziția pot să anunț acum. Poziția 34. Da, poziția 32 USR. Da, poziția de președinte, de candidat la președinția Consiliului Județean este a USR. Mai departe, pozițiile sunt două pentru USR, unul pentru Plus intercalat. Deci astea sunt agreate, sunt după o rundă, multe runde de discuții și negocieri și rezultatul a fost deja agreat și semnat. Este... Exact. Am acasă, de ce întârziem până la viitoare nominalizarea, pentru că avem fiecare partid o procedură internă încă în curs pentru anumite UAT-uri, pentru anumite poziții de validare internă. Și am zis să așteptăm și acele UAT-uri care încă nu au închis acele filiale sau comunități din județ care n-au închis procedura de desemnare, mai sunt câteva, ca să putem să anunțăm la nivel de județ încheierea tot nominalizărilor pentru candidatură de primar și de consilier local. Iar în locurile unde avem mai mulți candidați de la ambele partide, au fost puse în contact cele două echipe și urmează ca la nivel local să stabilească singur ce compoziție va avea lista de candidați pentru consiliile locale și primarul. Exact. Când veți prezenta lista completă cu nume și prenume? Pentru municipiu, județ? Săptămâna viitoare. Până la prima săptămâna viitoare. Acoperiți toate unitățile noastre teritoriale cu liste complete? Nu. Nu. Deocamdată nu. Astăzi nu. Intenția este să le acoperim până la momentul de, adică până la momentul în care vom depune listele la biroul electorale, atunci vor fi liste complete. Deci asta nu e dubiu. În momentul de față se lucrează la aceste liste și mai sunt de completat poziții. Dacă vreți să ne explicați despre membrii sau de situația membrilor care au fost suspendați în ultima perioadă, că au fost câteva voci, cum că unii au fost suspendați pe 3 luni, pe șer, nu știu, pe da. Pentru a nu fi pe listă și a nu participa la alegeri. În USR și în general la partide, consider că persoanele care nu se încadrează sau care nu respectă regulile, sunt, și asta s-a văzut în politică, mai mult decât
în instituții, în organizații. Cine nu-i potrivit într-o organizație, pleacă și este foarte simplu. La partidele politice, zic, și cazul, exemplu, USR-ului în particular, cel care nu respectă, care încalcă niște reguli, care produce, să zic, daune de imagine, dar care de principiu nu respectă regulile pe care le avem în statut, în momentul când este sancționat, consideră că există cu totul alte, să zic, cauze pe care le are această sancțiune. În general, pentru ca o organizație să funcționeze, și USR poate fi un exemplu, trebuie să avem discuții, trebuie să avem divergențe de opinii. Nu-i nicio rușine în a afirma chestia asta. Prin USR un partid nou, care, în care discuțiile și divergențele sunt inerente, din divergențe iese și progresul. Nu suntem ca PSD și ca PNL, unde o singură voce, toată lumea aplaudă și vechiul partid comunist l-au transformat în noile partide comuniste după 1990. Deci, apropo de alte partide, aveți în intenție colaborarea sau alianța sau, mă rog, altă formă de colaborare cu alte formațiuni politice din Buzău? Stânga, dreapta, centru? Acum, dacă ne uităm la peisajul politic buzoian și la schimbările, la transferurile care s-au făcut în ultima lună, cred că ne-ar fi și greu astăzi să spunem dacă am putea colabora și cu cine am putea colabora. Că văd că mai nou se schimbă conducerea din bloc de partide sau candidați în bloc. Deci ăsta este un actual nostru, că nu am primit traseiști. Deci traseismul este o meteahnă veche și a condus la rezultatele pe care le vedem în momentul de față, în, nu numai în județ, peste tot. N-ai guvern acum, n-ai, deci tot este așa foarte difuz. Ar fi bine să avem, dacă fi să așa pe dreapta, dacă orizontul rămâne cu alegerile locale într-un singur tur și cred că șansele de a avea alegeri în două tururi au scăzut considerabil, dacă nu aproape imposibile. Ar fi fost bine să avem o coagulare a partidelor din Buzău, pentru că de 30 de ani nu continuă. Însă, cred că ne dăm cu toții seama că e greu de făcut dacă ne uităm la candidații și la conducerea acestor partide, ce, cu ce liste au anunțat, cel puțin ce candidații au anunțat, e greu să spun acum dacă putem face o astfel de colaborare. Deci răspunsul este nu. La nivel local este nu. La nivel național, pentru guvern și ce mai este de acutat acolo, sunt alte răspunsuri la care nu răspund eu. Nu dau eu răspuns, sau noi. Da, să știți că Buzăul, ca și colaborarea între USR și Plus, este unul dintre primele județe unde am reușit să facem numai un acord, că acordul aveam și lucrăm împreună de un an și jumătate aproape. Dar am reușit să agrem și liste de candidați, suntem unul dintre primele județe și este un județ unde avem misiune destul de grea. Dacă e să ne uităm la istoricul din ultimii 30 de ani. Pe cineva să vină, să le facă și să le să se implice. Și am constatat acum fiecare pe propria experiență că puțină implicare este totuși foarte benefică și poate să ducă la rezultate foarte bune. Au fost și rezultatele europarlamentare care ne-au mulțumit, au fost și situațiile când la OG13, când la toate mizerile pe care vreau să le facă cei din guvernarea PSD, s-a reușit ca prin mobilizare. Într-o seară cineva a ieșit la contact și în continuare la fel aș invita ca persoanele care vor totuși să schimbe ceva în viața lor, să facă și pasul spre politică. Dar pe listele noastre nu veți găsi oameni care au venit acum în alte partide. Deci n-am acceptat această idee, acest plan. Chiar dacă poate a fost persoane mai cunoscute, să zicem, în UAT-ul respectiv. Să discutăm de peisajul local, da? PNL-ul a demonstrat în ultima perioadă că încearcă cumva să reînvie o anumită tabără din PSD pe un candidat. Și știți cazurile cunoscute, neapărat la nivel local. PNL-ul cred că azi a eșuat, cel puțin până în acest moment, în a demonstra că poate să fie o alternativă viabilă la ceea ce s-a întâmplat până anul trecut. Odată pentru că se pare că
și sunt 6 marți, nu avem nici alte calendare, nici anticipate. Guvernul Orban a aplicat într-un timp foarte scurt de la investire. Avem mulți candidați care în trecut s-au regăsit pe listele PSD, dar candidați care au avut probleme de integritate, care aici este principala problemă, care acum sunt promovați de PNL. Prin urmare, Alianța rămâne astăzi singura variantă corectă, cu oameni noi și cu un program care să schimbe peisajul politic din România și din Buzău. Nu am acceptat și nu am făcut avala principiile pe care le aveam. Și inclusiv în Buzău, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, cred că buzoienii au destul de informații ca să poată să-și facă o idee despre cum arăta peisajul politic dacă ar susține Alianța. Da, deci acest proces de validare cumva va fi gata săptămâna viitoare, vom anunța și vor fi prezenți aici candidații pentru municipiu, pentru consiliu, pentru Râmnicu Sărat, pentru anumite OAT-uri care sunt mai mari în județul Buzău și sper să veniți să-i cunoaște și să întrebați tot ceea ce vreți să știți despre programele pe care le au. Și aș vrea să, așa ca un mesaj pentru toate pendenți oameni din Buzău care sunt profesioniști în mai multe domenii, să vină atât de noi să încercăm împreună să găsim ce avem soluții pentru candidații care avem pe propuși pentru alegerile locale. Dacă fiecare comună, fiecare sat, fiecare oraș are oameni care până acum nu se implică, dar care pot veni cu, într-adevăr, o idee de construcție, pe educație, pe sănătate, pe administrație și mai departe, cu experiența pe care o au. Și care le putem facilita accesul la resursele de informații pe care le avem, da, în momentul de față și care vor face. Chiar dacă n-ar vrea să facă pasul în devenit membru din partid politic, pot veni să ne ajute și altfel, să zic așa, numai prin a vota. Și e important să vină la vot, dar pot ajuta și altfel, ca susținător.